pentru că am crezut în oameni, l-am continuat și voi continua să-l fac. Consider că e bine să ne încurajăm unii pe alții, consider că ceea ce faceți este nemaipomenit, pentru că, de fapt, prin astfel de oameni reușim să transmitem acel apel de a tinerilor și tinerilor, nu numai celor care, știu și eu, sunt poate de vârsta noastră, de a se întoarce în casă, că cu siguranță sunt foarte multe lucruri pe care putem să le facem împreună. Eu întotdeauna am mizat pe creativitatea oamenilor. Să știți că poate și această, acest faptul că ei au plecat, au mai schimbat, le-a dat posibilitatea să acumuleze alte experiențe. Sunt convinsă că și chiar vă pot garanta și cu exemple că mulți care s-au, mulți, din cei care s-au întors au venit cu idei noi care, pe care le-au luat din zonele din care ei au trăit. Sunt copii care s-au întors, copii care au văzut acolo lucruri pe care aici încearcă să le pună în aplicare. Și, într-adevăr, problema de care încep să se izbească e că de unul singur nu poți. Că îți trebuie susținere. Că trebuie să găsești oameni cu care să începi un business. Și cred eu că următoarea etapă pe care noi o să o traversăm este cea vis-a-vis de personal, de pregătirea personalului. Și am participat îndemult la să zic, un simpozion pe tema școlii duale, iar el s-a intitulat așa, școala duală, motorul dezvoltării economice. Dacă suntem la școală profesională. De fapt, este vorba de școală profesională, de acele școli profesionale, în care există o susținere importantă și însemnată a mediului de afaceri și a autorităților locale. E un mod de a oficializa o colaborare, un parteneriat dintre sistemul de învățământ, mediul de afaceri și autoritățile locale. Cu regret spun, este cunoscut faptul că nu este armonizată cererea de personal vis-a-vis de nivelul calificărilor. Am aici în sală o colegă care se uită la mine foarte atent. Noi două am luptat în special cu susținerea și cu un pic de susținerea mea, Luminița, care a reușit foarte greu să facă două clase de industrie ușoară. Deja suntem în clasa 10-a cu una dintre ele, între 11-a, deci stați că am rămas în urmă, pentru că e o mare problemă. Nu avem armonizată piața, cererea de pe piața muncii cu nivelul calificărilor. Calificăm în domenii total pe din afara ofertei cererii de pe piața muncii, hai să zic, să fiu elegantă de data asta, și nu calificăm la meseriile de care avem nevoie. Sunt multe lucruri de spus aici, dar să ajungi totuși să ții copii la școală și să termină o școală și să ajungi la concluzia că copilul ăla nu are încotro să se ducă, pentru că pregătirea pe care a acumulat-o pe parcursul școlii nu-și găsește un loc de muncă și se duce repede, repede la șomaj și ia șomaj pentru că șomajul nu-i dă un loc de muncă. Sunt lucruri pe care trebuie să le aliniem și să le punem cap la cap. Adică cred eu și vă sugerez de data asta, dat fiind faptul că inițiativa dumneavoastră este mai mult decât lăudabilă, cred că în paralel mai trebuie sporite și alte acțiuni de susținere acestor acțiuni și primul lucru în care trebuie acționat e acel al nivelului al calificărilor, al faptului că trebuie să convingem tineretul că la momentul de față meseria a redevenit o brățară de aur. Nu vreau să intru în amănunte, de să vă zic că nu mai avem electricieni, nu mai avem mecanici, nu mai avem tâmplar, nu mai avem sudor, nu mai avem, nu mai avem, nu mai avem. Sunt foarte bucuroasă atunci când, într-adevăr, într-o țară există un anumit nivel de intelectualitate, dar totuși
avem nevoie de acele rotițe mici care trebuie să le punem în aplicare. Și cu toate astea, vreau să vă spun că se poate. Pentru că noi ne-am obișnuit să fim inventivi, noi ne-am obișnuit să facem foarte multe lucruri. Vreau să vă spun că la societatea în care sunt și pe care o conduc, sunt părinți, sunt oameni care s-au întors. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să integrăm copiilor. Iată, avem relații comerciale cu foarte multe țări. Am avut întotdeauna nevoie de vorbitori de limbi străine. Copiii ăștia cunosc italiană la perfecție. Copiii ăștia care au crescut și s-au instruit cumva și în alte țări din lumea asta, să știți că știu să se descurce și mare mi-a fost bucuria când au văzut că s-au integrat. Și vreau să vă spun că dintre ei se gândesc să se desprindă de organizația în care sunt la momentul de față, respectiv de societatea comercială pe care o cunoașteți, care se numește Tricoton și care are ca obiect de activitate producerea și comercializarea articolelor de confecții, se gândesc să devină constructor de tipare și să colaborez cu ei, se gândesc să facă și altfel de activități, să facă, de exemplu, cutii de carton și o să colaborez cu ei și acum îi susțin să facă școlile respective în industrie ușoară, bineînțeles, finanțez copiii salariaților care au optat pentru a merge la universitate și a face secții din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza pe specialitățile noastre. Deci, credeți-mă că se poate. Pentru mine a fost o mare revelație, vă spun, atunci când acești tineri mi-au spus, uitați, ce părere aveți dacă eu mă desprind și fac lucrul ăsta. Nu vă spun că, în afară de lucruri care pot fi pornite, uitați-vă că lumea este cumva prinsă de marile lanțuri de magazine de retailer. Vreau să vă spun că și partea asta de manufactură, partea de butic, a început să ia din ce în ce o amploare mai mare. Foarte mult, se caută foarte mult și nu numai la noi, în toată lumea, lucru manual. E greu să accepți ideea, dar sunt activități care se fac peste tot în lumea asta și care aduc un venit substanțial. Cum vă spuneam, cred că ar fi foarte multe lucruri de spus, dar un lucru este cert, se poate. Vis-a-vis de salariul minim, important știți ce este, a fost atât de controversată creșterea salariului minim. Credeți-mă, nimeni nu are nimic împotrivă să crească salariul minim, dar cu o condiție, să rămână cu adevărat în buzunarul oamenilor. Încă pe această linie mai avem cumva de lucrat, toți, împreună. Pentru că lumea trebuie să conștientizeze că în fiecare moment trebuie să schimbăm ceva și trebuie să fim deschiși către ideea de schimbare. Și atunci când o să ne concentrăm mai mult pe ceea ce trebuie noi să facem decât pe ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atunci o să, cu siguranță, o să avem de a face cu o evoluție care, de fapt, înseamnă evoluția noastră personală. Oricum, apelul de a transmite tuturor, pentru că noi aici suntem o mână de oameni, suntem foarte puțini, dar crezul meu este că dacă fiecare dintre noi transmitem acest mesaj celor care, cunoștințelor noastre, de a se întoarce acasă, de a-i convinge că au posibilitatea și în România să se dezvolte și, credeți-mă, mai mult decât s-ar putea dezvolta în străinătate. Măcar aici muncim pentru noi. Acolo ei muncesc pentru alții, cu siguranță și mai puțin pentru ei. Eu vă mulțumesc! Mulțumim frumos, doamnă Stoica, pentru că dumneavoastră vorbeați de tineri și pentru că tinerii sunt foarte reticenți în momentul de față pentru a investi și pentru a reuși să pună bazele unei societăți
societăți, fie că e de producție, fie că e de servicii sau de comerț, am pregătit pentru dumneavoastră câteva imagini, un filmuleț de câteva minute, cu ceea ce se întâmplă la nivelul orașului Panciu, în mediul de afaceri. O să am rugămintea să dăm domnul la film să ruleze. De ce să te întorci acasă? O întrebare pe care cu siguranță și pun mulți dintre cei care trebuie în atenție, care urmăresc cu sufletul la gură toate știrile despre România, care în fiecare zi se gândesc la copiii pe care i-au lăsat aici, în grijă bunicilor sau altor rude, la părinții greu încercați de bătrânețe și mulți își spun bani să deschidă o afacere acasă când se vor întoarce. Și în fiecare an, la mine cu un an, nu o să vă spun cât de mult s-a dezvoltat Panciu, anii ce au trecut sau câte oportunități aveți aici. Poate nu o să credeți. O să vi arătăm în schimb pe unii din cei care au crezut în acest oraș, care au investit aici și datorită lor câteva sute de familii își asigură traiul zi cu zi. Sper să vă inspire poveștile lor, să vă dea curajul să veniți acasă. Păi, eu o să imediat, după ce acum tot imediat o să înapoi. Oana Petre are doar 28 de ani și a deschis primul water club din Panciu. Cred că orice loc oferă oportunități. Sunt de părere că omul se crește locul și nu invers. Îmi iubesc Arac, nu vreau să plec în alte părți, vreau să rămân aici. Vreau să investesc aici și vreau ca viitorul meu să fie aici, alături de familia și de copiii mei. Aș încuraja pe oricine să vină să investească aici, în micul nostru orășel, orășelul dintre vii, care este, nu frumos, foarte frumos. Sunt oportunități în Panciu. Consider că în toate domeniile, tinerii ar trebui să vină să investească, chiar tinerii de peste hotare și nu numai la Panciu, nu numai în județul Vrancea, în toată țara, am o țară frumoasă, orășelul nostru este minunat. De ce nu? De ce nu? Dar hai să riscăm, hai să... că se poate. Se poate. Nu există cuvântul nu pot, există cuvântul doar nu vreau și atât. Este managerul fabricii Picoton Junior din Panciu. Cum de ajuns să facă ceea ce face? Fiecare om are o poveste, spune Ibisoica. A ei este legată de străbunica de origine belgeană, care a venit la România cu familia prin anii 1935 și, împreună cu mama sa, au deschis un atelier de croitorie. Și de aici a început totul. De mic copil a stat printre stofe și mașini de cusut. Iar astăzi este cel mai mare angajator din Franciu. Suntem în jur de 600 de suflete care deschid zi de zi ușa de dimineață și care plasă în fiecare zi. În afară de cei care ne vizitează, noi suntem o capacitate de producție și pentru acești mari retailer anonimi care pe care ne-au convins că suntem pricepuți, că aici există oameni care știu să facă această meserie, pentru că noi, în România, avem multe meseriași și care, mai presus de orice, sunt serioși, și-au știut de fiecare dată ce înseamnă și presiune, și meserie, și arta de a face un produs ca toate. Iar produsele făcute în fabrica de confecții de la Panciu fac flori în Franța și în magazinele mari din Europa. Cu echipa sa, Lili Stoica, managerul firmei, analizează fiecare model, fiecare desen, fiecare fotografie, pentru că îi place ca totul să iasă perfect. Nimeni nu îi dădea șanse de reușită. Începeau afacere într-un oraș mic, era un simplu mecanic, însă ceea ce nu vedeau mulți era ambiția de a dovedi că se poate. Și ce reușită? 4, 2, 4, 5. Pe locul 5 pe România. La satisfacții generale, la recomandare, suntem pe locul 8-9. Să ajungi pe locul 5 în România, într-un top al satisfacției clienților, să concurezi cu dealer Dacia din orașe mult mai mari, nu e ușor. Pentru cineva care privește acum clădirile moderne, total,
adaptarea Dacia Panciu și tehnologia de ultimă oră nu a văzut cum a început totul. Din niște dărbănături s-a ridicat această afacere. Gheorghe Amărică îi spune că familia i-a dat puterea de a-și urma ambiția și arată că un simplu muncitor dintr-o familie modestă poate reuși. Am reușit și am făcut ceva frumos pentru orașul Panciu și sunt mândru de asta cu toată echipa la care am ajutat în mine. Cu sprijin foarte, foarte important este că am trebuit să alerg mult, să plec de acasă, să cheltui. Sprijinul a fost din partea familiei, care am înțeles, care au fost chiar nădejdea mea, pentru că plecam la Pitești cu săptămânile, nu făceam griji, la acasă nu avem să răspund să aibă din copii, din casă, din... Deci un mare lucru a fost familia, cum am înțeles, și al doilea, am vrut să demonstrez că pot să fac ceva fără să fiu nici fiul nimănui, un mare magnat sau un om simplu, mecanic de auto, și am vrut să demonstrez să se poate. Avea doar 23 de ani când a plecat în străinătate să muncească. După 7 ani, a decis să vină acasă, în orașul în care a copilărit. Aici a început o afacere mică, a vrut însă mai mult și a dorit să construiască un panciu, un restaurant elegant și a reușit. Povestea mea e ca o cărui cetățean care dorește să fie în România, fie patriot, să-și crească copiii acolo unde a crescut și el și a copilărit. Copilărim, să spunem, în orașul Panciu, în liceu, la 14 ani, considera că sunt cetățean în parte în orașul Panciu. După ce, ca și afaceri, după ce am fost plecat în străinătate, văzând la un moment dat că prosperă anumite afaceri, dorește țară, am decis să mă duc acasă. Acasă, la bani, să fac ceva la bani. S-a întâmplat acum 7 ani în zile și am început să investesc și am plecat într-un loc mult mai mic, început cu ceva drăguț, o pizzerie mică, 28 de locuri. Avea 21 de ani când a început prima lui afacere. Își aduce aminte din școală de acest simț al afacerii. Nu m-am dat din timpul cu Alejandro, cu Evin, ce afacere. E, și așa s-a văzut plăcerea asta de a face neobotec sau cruzat. Prin ceea ce a dezvoltat în Panciu, a reușit să creeze astăzi 30 de locuri de muncă în cele 4 puncte de lucru. Două marketuri, un fast food și, recent, o sală de fitness. Tu îți faci muzica. Căsătorii. Și totodată ne-am și deschis primul punct de lucru. O arăta cu 30 de metri pătări. E mai început. Unde vindeam eu cu muzuții. Era o afacere din bani. Unde eu am vărut prima angajă, am dezvoltat. Tot timpul am vrut să fiu un perfecționist, nu știu în ce măsura am vrut să acum. Și mi-a zis până am ajuns la 30 de niște ani. Dacă ar fi să dea un sfat lui tânăr, ar rezuma experiența lui la un singur lucru. Tot ceea ce îți place. Sper că v-au plăcut aceste povești și vă invit să urmăriți în continuare seminarul De ce să te întorci acasă? Da, acestea sunt doar câteva exemple și, după cum bine ați văzut, sunt exemple tot ale celor care au plecat de jos,
dar vreau să vă mai mărturisesc că mare parte din cei tineri care i-am mai abordat chiar au fost reticenți în faptul de a veni în fața camerei de luat vedere și pentru a își spune povestea. Dar cred că și aceste exemple sunt exemple frumoase, sunt exemple bune și bineînțeles că putem învăța de la fiecare dintre fiecare agent economic. Cred că avem alături de noi și reprezentantul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Noi am luat în discuție un pic oferta locurilor de muncă de la nivelul orașului Panciu. Deci cele mai multe locuri de muncă sunt în domeniul textilelor și al construcțiilor. În rest, la fel, e un pic mai dificil. Cu toate acestea, cei de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă și cursuri de formare profesională finanțate din bugetul asigurărilor de șomaj în mai multe domenii și nu cred că trebuie să le dau citire, cu toată lumea le poate consulta. De asemenea, avem alături de noi și reprezentanții ai cooperativelor meșteșugărești. Avem două astfel de cooperative la nivelul orașului Panciu. Este vorba de Cooperativa Servirea Populației, reprezentată de domnul Marian Ungureanu, și Consumcop Panciu, reprezentat de domnul Țovârnat Dan, care nu se află în această zi alături de noi. Bineînțeles, rugăm pe domnul Ungureanu să ne facă o mică prezentare a cooperativei, a ceea ce a mai rămas și un pic din activitatea serviciilor meșteșugărești pe care le desfășoară la nivelul orașului Panciu și, bineînțeles, o ofertă a spațiilor disponibile, a spațiilor comerciale disponibile în momentul de față la nivelul orașului Panciu în vederea creierii unor noi oportunități a celor care sunt interesați. Vă rog. Bună ziua, în primul rând, tuturor celor prezenți și invitaților de din această sală. Ce să vă spun, cooperația, în general, cooperația meșteșugărească și cooperația de consum au fost, practic, sectoare private ale economiei din orașul Panciu, chiar că vremurile de înainte de Revoluție, poate cei care, pentru cei care nu știu, la vremea respectivă, într-adevăr, erau foarte multe servicii, începând de la cismar, croitor, reparații, electrician. Toate, practic toate meseriile de care erau nevoie la nivelul orașului. Fiind exodul de populație, începând cu anii 90, când toată lumea a putut să plece în afară, în Italia, în Spania, Anglia, mă rog, unde au găsit fiecare oportunitatea, cooperația a trebuit să se, într-un fel, să se se redefinească în sensul că au rămas foarte multe spații disponibile, spații construite la, pe vremea anterioară Revoluției. Acum noi ne-am reprofilat în primul rând prin rămânând doar cu meseriile care să zic, erau profitabile, doar servicii de prestări, servicii direct către populație, frizerie, coafură, cele care pentru îngrijirea estetică, să zic așa. Spațiile disponibile la vremea respectivă au fost închiriate diverselor persoane, într-adevăr, care au avut posibilitatea la vremea respectivă să se gândească la altceva. În general, toate spațiile au fost reprofilate și s-au mers pe spații comerciale, fiind în centrul orașului, practic tot ce înseamnă spațiile din zona
centrul orașului, statuie, liceu, toate au aparținut și au aparțin, într-adevăr, cooperației Consum și Meșteșul Gărești, au creat, într-adevăr, prin aceasta, alte locuri de muncă care au menținut, într-adevăr, puterea și au ridicat puterea economică a orașului. Într-adevăr, și la ora actuală sunt spații disponibile, deci celor care doresc și au inițiativă, o inițiativă privată, ar găsi spații disponibile, începând de la spații de producție în general, într-adevăr spații mai mici, dar care ar putea să fie disponibile celor care s-ar gândi să revină acasă. Într-adevăr, poate sprijiniți, exact cum spunea și doamna Stoica, sprijinit într-un fel mediul economic, sprijinit de Consiliul Local, de Primăria Orașului Panciu, eu știu, găsind alte facilități, de genul, eu știu, reducerea unor taxe, a unor impozite anuale, poate aceștia ar fi interesați să revină. Da, e mai greu acum să identific sau să nominalizez, dar cei care ar dori ar putea să ne contacteze prin diferite surse, știu, intermediul primăriei, oricând le stăm la dispoziție. Ce să spun? Într-adevăr, sunt... Nu m-am gândit acum să viu cu o expunere exactă a acestor spații disponibile, dar voi încerca pe cât posibil să ajut pe toți cei care mă vor solicita în acest sens. Ar fi minunat dacă ar fi publicat undeva și cu oamenii care sunt interesați să le vadă, să vadă spații ca să Da, între noi și primărie există o colaborare destul de strânsă, deci oricând putem publica sau putem anunța, chiar nu pot să spun că e o chestie de moment, într-adevăr, de mai mulți ani această colaborare între agenții economici din cooperație și primărie au existat, au fost legăturile dintre noi au existat și deci cei care au apelat, poate nu direct prin intermediul nostru, au fost sprijiniți în acest sens. Și vor fi sprijiniți și în continuare în aceeași măsură. Da, mulțumesc și succes în continuare. Cred că ar trebui între timp să avem și discuții libere, întrebări, răspunsuri, curiozități din partea tuturor celor care sunt aici. Vreau să salut și prezența reprezentantului Asociației Pinocchio, care desfășoară activități sociale la nivelul orașului Panciu, printr-un centru de permanență, pot să-i spun, nu? Și, bineînțeles, pentru că ei au dezvoltat foarte mult ceea ce înseamnă voluntariat la nivelul orașului Panciu. Și în fiecare an ne bucurăm să avem la nivelul orașului Panciu foarte mulți tineri, atât din afară, din țări ca Italia, Franța, nu știu, Germania, așa, care au reușit să vină aici și să ne învețe și pe noi, atât cei din oraș cât și cei din județ, ceea ce înseamnă voluntariat și ceea ce reprezintă el în comunitate. Pentru că în momentul de față este foarte greu să reușești să atragi în diferite activități din orice domeniu și voluntari care să vină din propria inițiativă, să pună umărul și să reușească să facă ceva la nivelul orașului. Poți să ne spui câteva cuvinte? Pregătit? Te rog. Bună ziua tuturor, numele meu este Alexandru și eu sunt italian, 100% italian și poate povestea mea e cam diferită de cei sunt prezenți la momentul de față. Eu locuiesc în Italia, soția mea din Panciu, atunci interesul meu să fiu aici este și pentru asta. Eu mă ocup de fonduri europene în legătură cu formarea profesională,
la nivel, să zicem așa, de formare profesională în domeniu, în orice domeniu, și fondurile sociale europene, atunci formarea profesională este ceva care, domnul ăsta, că zis foarte bine, ceva care poți să tragă oameni să se întoarcă și acasă. Pentru că dacă tu îi oferi un loc de muncă și o formare profesională deosebită, pot găsi un loc de muncă. Atunci, îmi pare foarte bine că domnul de la Repatriot a invitat o asociație așa de importantă, pentru că vă spun sincer, a zis ceva foarte important. Eu stau la Bologna și acolo locurile de muncă nu se găsesc așa de ușor și poate piața e cam plină de afaceri. Atunci când se zice se poate în România, e într-adevăr ceva adevărat, pentru că mulți români în Italia vrea să se întoarcă acasă. Și cel mai greu se găsesc informații potrivite în legătură cu oportunitățile care sunt în țara lor. Atunci, foarte bine programul Startup, care cred că a atras foarte mult tineri să se întoarcă, pentru că un sprijin, 40.000 de euro, e foarte util pentru tineri care, bine, au strâns bani în străinătate, dar poate nu au o sumă inițială să deschidă o afacere bună. Atunci, orice fel de informație este foarte utilă, pentru că din străinătate e foarte greu să găsesc informațiile potrivite pentru o afacere nouă. Atunci, mulțumesc foarte mult din punct de vedere de cooperare. Asociația care este aici din 2000. E o asociație din Italia, e o asociație de voluntariat și se ocupă, bine, s-a ocupat și de tine și mai ales acum de copii, împreună cu Consiliul Local, primăria, și credem că e foarte importantă această relație între Italia și România, pentru că foarte mulți copii care vin aici în vară locuiesc în Italia și noi vedem acolo ce fac și de multe ori vorbesc despre România. Atunci vine aici în august, dar credeți-mă că obiceiurile colinde orice ei se gândesc la România. Mulțumesc foarte mult și succes în continuare! Nu știu de ce de foarte multe ori străinii văd mult mai frumos România decât de noi românii. De multe ori văd lucrul ăsta. Trebuie să mai spun ceva. Odată să o comentez pe doamna și să-i spun că este minunat faptul că acei oameni vor să se desprindă din societate, să colaboreze. Încă o dată explic, business-urile cât mai multe creează la rândul lor alte business-uri, ceea ce e foarte important. Și în al doilea rând, da, despre lucrurile astea ar trebui să te întreb, în afară de faptul că ai găsit o fată frumoasă în România, ce te-a făcut să rămâi în Banciu și în zona asta? E important să știm și lucrul ăsta. Bine. Poate povestea mea că am... Nu știu dacă am nevoie de microfon? Nu, povestea mea că am diferit. Adică când voi vorbiți despre casă, bine, și eu mă simt acasă aici. Pe de o parte, am stat aici 5 ani de zile, acum nu mai locuiesc aici, dar vă spun că tradițiile, orice trebuie, încercăm să-l păstrăm. Avem un copil de 2 ani jumate și vorbește românește, atunci e foarte interesant ce zice doamna. Au un noroc mare, vorbesc două limbi străine din stat. Asta e un plus, care este un avantaj foarte mare în viitor. Cine știe, poate și noi deschidem o afacere în Banciu, cine știe. Asta e ideea noastră. Poate pe domeniul de formare profesională. Că nu sunt exemple foarte importante și în Italia de, cum se zice, societate despre formare profesională, care vorbesc cu piața muncii și care știu care este cerere de la piața muncii. Atunci trebuie mers direct acolo, cu formare profesională. Vreau să vă adaug un singur lucru. Mă uit în zona Banatului, Timișoara, Arad, și acolo mai tot terenul agricol este cumpărat de conaționali de-ai tăi, adică italieni în mare măsură. Adică oamenii aia de acolo, și nu sunt mari companii, corporații, oameni foarte bogați, adică italienii de acolo văd oportunități în România pe care noi nu le vedem. Ei stau de foarte multe ori și mă întreb, de ce îi văd oportunități? De ce au cumpărat atâta teren agricol în zona Banatului? Pentru că e un teren foarte bine, foarte mănos și așa mai departe. Și ei văd oportunitatea. Noi nu vedem lucrul ăsta. Asta este o întrebare care trebuie să ne opunem de foarte mult. Mai mult decât atâta, cam cât costă un hectar de teren în Franța, dacă știți cumva? Ajunge la 30, 40, 50 de mii de euro.
În România, în momentul de față, terenurile agricole, nu știu, cred că se vând în jur de 3.000-5.000 de euro pentru, dacă sunt compactate, adică să fim clar înțeleși. Le dau oportunități de investiții extraordinare în țară. Între timp a ajuns alături de noi un domn care exact cum discutam și am început seminarul de astăzi, a lucrat mai mulți ani în străinătate, iar de câțiva ani, de 2 ani, te-ai întors acasă? Din 2013 te-ai dus acasă și am înțeles că anul acesta ai reușit să deschizi o mică afacere la nivelul orașului Panciu. E vorba de domnul Racoviță Vasilică, el este din Movilița de loc și ai ales să deschizi o afacere la Panciu. Este vorba de o mică spălătorie auto, nu? Poți să-mi spui câteva cuvinte. Cum ți-a venit ideea? Ai avut curaj? Ai avut curaj? Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Racoviță Vasilică, sunt de Bogdan Movilița. Născut în 77, la vârsta de 18 ani am plecat în Italia, din lipsă de resurse. La început a fost greu. Ușor ne-am integrat și ne simțeam mai acasă în străinătate. Dar pe parcursul timpului ne-am dat seama că suntem legați de casă, suntem legați de pământul natal, de tot, de rădăcinile noastre. În principiu am fost dezamăgit, pentru că te simțeai străin acasă la tine. Atât sistemul sanitar, atât învățământul, școlile, cât și activități. Deci nu puteai să prestezi un serviciu fără să dai șpagă sau să fii înșelat. Asta e o mentalitate încă învechită și care este lipsă de oportunități. Deci voință ai, bani sunt, dar chiedici. Aici în România, da? Mari chiedici. Mari chiedici, atât. Deci vă spun sus. Deci nu să deschid ușile cu... Deci deja mă respecti că nu ești respectat la rândul tău. Deja încerci că să compiești. Lumea e invidioasă. Nu. Deci nu reușești să răzbați conform idealurile tale, planurile care ți-ai făcut, lipsă de personal. Am deschis un business. Deci caut personal de când am deschis. Deci am angajat doi băieți, unul mi-a plecat. Asta e cea mai mare problemă a ta. Deci problema nu doar atât. S-au ridicat taxele. Deci din luna august, chiar dacă e part-time, trebuie să-i plătești normal întreagă. Deci sunt anumite avizele, deci, de la mediul sanitar, întâmpin multe probleme. Deci, legislația în România nu stimulează, nu ajută. Asta e singura problemă care o văd în România. Deci, îți este seama să investești. Poți fi de acord. Problema este o credibilitate în tot ceea ce facem. Că schimbarea asta trebuie să vedem. Legislația, într-adevăr, ne creează mari probleme. Dar să discuți pe temele astea. Și nu numai celor care vă spun de joc, dar și celor care sunt deja în urmă. Nu. Nu are o mare problemă cu schimbarea. Pentru că ne facem business plan. Până la urmă, dat un om de afaceri, trebuie să facă niște planuri. Pe un an de zile, pe 5 ani de zile. În România nu prea poți să-ți faci un plan de afaceri pe 5 ani de zile, pentru că legislația se schimbă foarte des. Imprevizibilitatea asta ne omoară, într-adevăr. Repară, suntem antreprenori și când te numești antreprenori, îți apar probleme în față. Ce faci când le vezi, le rezolvi. Treci peste ele. Asta e până la urmă, nu avem trebuit să ne întâlnim. Nu, dar legislația se schimbă după o zică alta, e, deci îmi strânge cu preamă. Deci asta observăm. E, cred că, un pic și partea de informare și de cunoașterea tot ceea ce înseamnă, nu neapărat legislație, dar și pe fiecare domeniu în parte.
trebuie să ai un, nu știu, un consultant, da, care să se deschidă un pic ușile și să știi despre ce este vorba când vrei să te implici să investești în orice. Tu ai ales să investești în servicii, în prestații, tot în orice domeniu apar probleme și poți să le spui exact cum spui tu, pierici. Bineînțeles că aceste probleme nu sunt numai pentru tine, da, ci da, pentru ceilalți care... O întrebare, da, da, ai fost privat acolo, în domeniul privat de lucrat sau în Italia? Doar angajat. Doar angajat, deci nu am avut... Deci am început ca ajutor de bucătar, după aceea în construcții, am luat permis de profesionist, pe camion, pe excavator, buldozer, excavatorii. Îți vine mult mai ușor dacă erai privat și acolo și aici. Da. Acum vii într-un loc unde ți se dea sau da? Un peș la palaț, deci aruncat pe nisip fără... Da. Și oricum da, sunt 2 ani în care am încercat să mă integrez. Tineri. Deci am dat, mi-a dat silință și... Cât uși de cât, mulțumim Dumnezeu. Deci, singura problemă, doar atât, legislație, se schimbă și te simți strâns cu Craiova. Te simți strâns cu Craiova. Dacă nu o respecti, bineînțeles că în momentul ăla o să fie dat la ușă. Sigur că ITM-ul, că protecția muncii, că ISU, că DSP-ul, bineînțeles. Da, să ne înțelegem. Peste tot. Peste tot. Peste tot există lucrurile astea. Fii convins că și în Italia unde ai lucrat, patronul tău trebuia să respecte o multe legislație care punea piede și care poate că o are. Dar aveau și erau simulați în partea guvernului, erau simulați. Atât. Deci vorbim de copilul, de când se naște, grădiniță, școală, deci... Așa aici, am înțeles că învățământul este obligatoriu, este gratuit. Bineînțeles că părinții trebuie să țină din copil și să reușească să-i asigure minimul de a merge la școală, adică să îmbrace, să lucreze, să-i asigure rechizite. Astea nu sunt gratuite, cred, nici în Italia. Și să vă spun partea aceea în camerele, da? Copilul, deci pentru copii a venit, pentru că educația care li se dă în străinătate nu se compare cu cei acasă. Deci, motivul nostru pentru că aveam casă și acolo, am investit, ne-am dat silința să dăm bine, casă, curte. Deci pentru educația copilului, anturajul, deci nu reușești să scoți ceea ce dorești. Din valorile vieții să pierd. Asta e singurul motiv care ne-a atras. Am prieteni care s-au fost în Arabia, în București, pentru că nu le conveneau școlile publice, să ne înțelegem, școlile publice din Anglia. Gândindu-mă la faptul că Anglia are niște universități extraordinare, dar sunt particulare și care costă bani. Școlile bune în Anglia costă foarte mulți bani. Dar, pentru că n-au putut să-și permită acest lucru, au venit în România, unde școlile publice în România sunt la un anumit nivel, trebuie să recunoaștem. Mama mea a fost învățătoare, da, și a meditat o mulțime de elevi, de copii ale celor plecați în Italia. Și au văzut venind din Italia pe acești copii și mi-au zis, mamă, sunt la un nivel foarte jos față de școala făcută aici în România, de acord cu asta. Deci, băiatul mare a făcut clasă întâi acolo și a trebuit să o repete în România pentru a se reîntregă. Deci... Da. Da, sunt lucruri bune și rele și acolo și aici, dar am zis că România poate oferi în continuare. Greutățile de aici, să ne înțelegem foarte bine. Noi nu am venit niciodată la nicio conferință care a fost o străinătate, mi-am spus, veniți acasă, curge lapte cu șanț și miere cu celălalt. Niciodată. Adică sunt lucruri, dar lucrurile astea putem să le punem acum doar făcând împreună. Până la urmă, suntem români. Bine, dar Moldova este neglijată. Deci, am mers la Brașov, am mers în alte zone. Deci, în fine, să-mi iau familia și să mă mut. Sincer. Dacă ne referim la județul Vrancea sau în special la orașul Panciu, pentru că tu ai venit în zona aici, orașul Panciu, tu n-ai fost la discuțiile pe care le-am avut la început. Dar în momentul de față, la nivel orașului Panciu, ne putem încurcura de un sistem de învățământ la un nivel ridicat, la un nivel european. Ne putem bucura de servicii de sănătate, avem un
spitalul genesc foarte bine dezvoltat, dotat și curat. Funcționează? Și am înțeles că la radiografie nu s-a dat unul. Deci sunt persoane care vor să-și facă curață la obișnuit. Te rog eu frumos, stai atât de la radiografie. Am luat un aparat radiologic nou, care a durat 2 luni de zile montarea lui. Asta e situația. Deci cel vechi are 15 ani și am luat unul nou de anul trecut, am obținut toate autorizațiile, toate acreditările, toate astea și a venit momentul când a trebuit să punem stop. Nu va funcționa aparatul de radiologie o lună de zile, 45 de zile. Și a luat vreo 3 săptămâni, a luat numai demontarea celui vechi și montarea celui nou. Plus că au trebuit să facă probe. Între timp, avem pe bulevard la policlinică un alt aparat radiologic, care, bineînțeles, e și mai vechi decât ăsta care l-am schimbat. Dar urgențele s-au putut efectua. Avem tomograf care la fel, cei care au avut nevoie au putut să facă în timp o rază la tomograf sau cum se numește, un computer tomograf. Și tot respectul pentru toate investițiile care s-au făcut și fațadele și am avut și avem încălzunare reale care trebuie la blocuri care s-au făcut mai mult jaduit. Avem apă, canal, rețele noi, avem rețea de gaz extins la nivel aproape la întregul de orașului Panciu. Apropo de apă, se poate racorda la apă pe centură. Am înțeles că este o pierdere de 5 ani de zile că prin proiect european nu poți să te racordezi. Cine spune? Așa am înțeles. Nu. Eu cred că nu ești bine informat. Cred că ar trebui să vii să discuți cu cei care sunt în măsură să ți răspundă la prima întrebări. Așa, dacă mergem în oraș și stăm de vorbă cu prietenii la cafea, ăla poate să spună multe lucruri. Persoana de la CUP, mă deci. Mă rog, avem aici reprezentantul CUP-ului, domnul Peleșco, nu știu despre ce problemă aveți, dar o putem discuta și cu siguranță raport de apă se poate face oriunde pe teritoriul orașului Panciu și inclusiv de canalizare. Pentru că avem rețea de apă pe toate străzile. De data parte, mi-e pare foarte bine să poartă această discuție exact la filmul ierbii și cred că domnul primar trebuie să aibă o persoană, un punct de informare. Vin din Iași, unde s-a deschis un punct de informare. Bine, vorbesc de orașul Iași care are aproape 300 de vizite. Chiar 300 de vizite locuitori, fiind ceva de genul ăsta. Și acolo e nevoie de oameni specializați în birou. La nivelul orașului, face pe o persoană pentru a ajuta cu informații. Nu neapărat doar oamenii veniți din diaspora, ci toți oamenii respectivi. Pentru acest centru de lucru, pentru cei care chiar vor să investească, e o chestie binevenită. Și atunci, într-adevăr, trebuie să recunosc că se și vorbește foarte mult pe lângă subiecte, pentru că nu știm exact informația clară. E foarte adevărat, dar eu cred că trebuie să există acest birou de informare și de ajutorare a celor care investesc. Chip că se dăiește de România, chip că vin de afară. Dar noi marșăm, adică prin proiectul nostru, vorbim mai mult cu cei care au venit de afară și au văzut niște lucruri. Și vă mai spun ceva, e foarte important că voi veniți în România, nu neapărat o sumă de bani pentru zona de aici, care sunt foarte importanți de afară, ci pentru că veniți cu un bagaj civil, voi faceți niște paralele și spuneți foarte clar, așa era acolo, așa e aici. Ceea ce e foarte important să ne dăm și noi seama, ca instituții locale, ca oameni de afaceri care am făcut afaceri în România, să ne dăm seama pe unde suntem și că puteți impune niște bune practici cu care voi ați venit de acolo. Asta este foarte important. Ține foarte mult la bagajul ăsta civic cu care voi puteți veni de acolo. Și atunci puteți impune schimbări de mentalități și aici. Putem să ne plângem. O săptămână. Nu e bine. E impredictibilitate. Sunt taxe mari și așa mai departe. Dar dacă venim cu ideea că și acolo s-ați reușit, v-ați fost odată antreprenor. Sigur, ați plecat acolo, ați plecat fără nimic, da? V-ați dus într-un necunoscut și ați v-ați aranjat cu o casă, cu un business, cu un job și așa mai departe. Mai trebuie să mai luați odată, încă o dată de la capăt. Dacă faceți chestia asta, într-adevăr, pot spune că sunteți dintre cei care au niște experiențe extraordinare. Și la nivel local, pe comuna Mulița. Deci, pe zona spre Ies, nu ajungea microbusul pentru copii. Deci, duceam dimineața cu mașina, am mers la un directoare, cel puțin, la ora de prânz, să mi se dă la casă, pentru că nu poți să te rupi în muncă, în activitate. Deci, dimineața te duci la
Nu avem motorină, nu avem. Am mers la domnul primar până la urmă să rezolvați. 18 copii din zona Străieți, vin cu micropuzul o răpânză la casă. Fiecare comunitate are câteva probleme. Bineînțeles că și noi susținem acest serviciu de transport școlar, la Școala și Panciu. Vreau să vă spun că la început ne venea mai ușor, pentru că în fiecare cartier, în fiecare zonă periurbană, avem 5 cartiere la nivelul orașului Panciu, existau școli și grădinițe, și la director îi poate spune. Dar după ce le-am modernizat și le-am reabilitat și le-am dotat, învățământul gimnazial, clasele 1-4, au trebuit să fie centralizat la nivelul orașului Panciu, adică la școala din centru. Și în momentul ăla ar trebui să dublăm și chiar să dublăm cursele de transport școlar de la nivelul orașului Panciu. Alte probleme la curse, la autobuze? Și bineînțeles, avem microbuze, nu așa, dar avem microbuz, îți cere întreținere, îți cere motorină, ulei, îți cere cauciucuri, îți cere asigurare, îți cere rovinietă, îți cere șofer. Și un alt lucru foarte important este nevoie nesolicitor. Pentru că un șofer nu poate să-și asume răspunderea copiilor care stau acolo. Da. Deci e un lucru fundamental. Toate astea vin în primul. Eu mă bucur că în momentul de față, la nivelul orașului Panciu, avem resursele financiare care să ne asigure funcționarea acestui serviciu zilnic în perioada de școală. Adică, dimineața avem câte 3 curse, avem 3 trasee, avem câte 3 curse pe fiecare traseu. La prânz de 3, după amiază iar 3. Facem un calcul, să știți că nu stă chiar așa mie bine. Vă dați seama, sunt salarii, legislația s-a mai spus că la început obligatoriu, la început nu era rovinietă, dar având în vedere faptul că orașul Panciu este tranzitat de drumul național Pișița-Soveja, după ce am adunat mese la transport școlar pe rovinietă, ar trebui să luăm și rovinietă și la primul propus de rovinietă deja 6.000 de lei, vreo 2.100 de lei pe an, rovinieta, da? Asigurările nu mai spun, e cea obligatoriu și, bineînțeles, tot ceea ce ține, de combustibil, de reparații, de tot, sunt multe care am fost, apropo de ce spune. Sunt și comunii, o scuzați, sunt și comunii care poate nu-și permite acest, sau nu-și permite dimineața sau seara, sau numai la prânz, depinde. Bugetul comunei Ficionești, din impozite și taxe adunate din comuna Ficionești, deci cam asta e tot bugetul pe an. Deci 300 de lei. Dar știți care este motivul? Deci taxele la tractoare au fost mai mici față de alte comune. Deci impozitele care au fost, deci diferența asta între comune, nu știu. Deci o comună a Măgliță se plătea 5 milioane. Există un grad la fiecărui comun. Și orașul Panciu este oraș. Ce marjă? Gradul 3. Își pot permite. Putem compara cu un municipiu cum e Ajudu sau municipiul reședință de județ cu Ibroșani. Bineînțeles că tot ceea ce este la nivelul fiecărui de la municipiul reședință de județ, municipiu, oraș, comună, bineînțeles că și taxele și impozitele sunt de la un nivel mai mare la un nivel mai mic și trebuie să ne raportăm și la numărul populației. Pentru că dacă la nivelul Focșani, avem o populație raportată de 100.000, dar cred că sunt în jur de 70, așa. La nivelul orașului Panciu, raportată 10.000, dar avem vreo 6.000-7.000. Vă dați seama ce, ce suprafețe avem, ce clădiri avem, ce mașini și trebuie să ne raportăm și la Măgulița și la Fionești, unde sunt 2-3.000 de locuitori. Și, bineînțeles, că nivelul taxelor și impozitelor, ai coeficienților aplicați la fiecare ram de localitate, e mult mai mic. Haideți să ne raportăm și să ne gândim în funcție de număr de locuitori, de suprafețe, de suprafețe și de localitate. Că nu ne putem compara Ficioneștiul cu Focșani sau cu Panciu. Da, într-adevăr, aici în acest punct, nu se zice, erau 100.000 de aproape 100.000 de sau mai puțin 100.000 de lei. Asta e tot cu genul care au oameni de acolo. Și adică nu s-a dat să facă un sumă de locuri. După dată, specific, faptul că se atrag foarte multe fonduri europene, încă mai avem posibilitatea... De ce culoare? Dacă îmi permiteți. Fondurile europene, de ce culoare sunt atrase? Nu înțeleg ce... De ce culoare politică sunt atrase fondurile europene de zonă locală? Sunt atrase de comune. Toată lumea. Care are? Cine poate va se lua de aici? Cine nu, nici care mă atrag. Trebuie să mai spunem un lucru referitor la aceste proiecte europene. Și aceste
proiecte europene, să știți că nu sunt pentru cei care nu au bani, sunt pentru cei care au bani. Problema este următor, că trebuie să ai un bani să faci un proiect, un SFU, un proiect tehnic, să ai bani să te ajute un consultant, să poți să ajungi la un nivel de punctaj al proiectului și, bineînțeles, trebuie să ai banii de cofinanțare. Pentru că dacă nu ai acest bani de cofinanțare, deci la un proiect de 1 milion de euro, dacă nu ai cel puțin înainte pe fondurile FARI era 10%. Dar trebuie să ai, la 1 milion de euro, trebuie să ai 100 de milioane. Acum, pe aceste fonduri europene de 2007-2013, cofinanțarea a fost 2%. Păi, dacă faci 1 milion de euro și pui 2%, adică 20.000 de euro, vă dați seama că trebuie să ai banii. Pentru că în momentul când faci cererea de plată, în momentul când ai făcut cererea de plată, ai făcut cererea de plată de 100.000 de euro, trebuie să pui obligatorul 2%. Ți-ai intrat banii în cont, trebuie să-i pui și tu lângă, ca să poți să plătești. Nu e pus în același moment, banii ți-au luat înapoi imediat. Asta, să fie realiști. Și la fel și în sistemul privat. La fel și în sistemul privat. Este același lucru. Domnul Ștucar nu știe foarte bine. Dacă vrei să faci, să te descurci, trebuie să ai un pic. Cât? Nu contează, trebuie să ai un pic. Că dacă nu ai un pic, trebuie să te duci la bancă. Dacă te duci la bancă și banca îți mai vine cu nu știu cât la sută de locuri, nu o să mai reușești niciodată să duci la avos și cum proiect european. Iar dacă te gândeai la o urmare politică, la fondul european, nu are rost să te duci. Mă refer strict la drumul național care este prin Diochiți, Mobilița, care... Nu este drum național, este un drum județean, care de la anul acesta a obținut finanțare și va fi modernizat. Păi este vorba de drumul județean. Aici am văzut să și eu, cu lipsa infrastructurii, pentru mine mă rog... Deci știi că noi și eu am fost? Este ridicat față de... Nu e vorba de și de... Nu fac diferență în drumul primar. Pregătirea domnului Cornel și calității dânsului sunt net superioare. Nu vreau să zic din străină. Aici nu trebuie să discutăm. Nu. Deci, trebuie să discutăm în gospodare. Vedem. Vreau să vă spun ce următor. Că în momentul de față, la nivelul zonei în care noi trăim, s-au derulat de către Consiliul Județean parte de refacerea infrastructurii rutiere. Și vreau să vă spun, prima dată a fost făcut drumul județean Panciu, Mobilița, Păunești, Domnești. După aia s-a făcut drumul județean Panciu, Țifești, Golotești. După aceea, celălalt drum județean Bizighești, Lipicești, până la Vitra. Și ulterior, Panciu, Haret, Mărășești. Singurul drum care, într-adevăr, a rămas nefăcut în momentul de față este acest drum județean, Panciu, Diocheț, Mobilița, care, în momentul de față, a fost inclus la finanțare și urmează cât de repede să apară utilajele pe el. Nu țin apărarea nimănui. Vreau să vă spun că modernizarea acestor 4 drumuri care s-au făcut în momentul de față a făcut mai facil și mai ușor accesul și către orașul Panciu și am mostrat cetățenilor de aici către celelalte zone. Adică nu mai ajung până la Tișița să dăm într-un corp. Eu vin de la Iași și am luat-o la Domnești, Domnești și Republica. Bineînțeles. Dar toate aceste lucruri nu le poți face o singură dată. Ele se fac pe rând. Iar eu vreau să spun, în momentul de față, dacă avem cam tot sistemul rutier refăcut în momentul de față, chiar ok. Se respectă la mine. Lipsa infrastructurii în toate țările. Înțeleg, unde? De exemplu, de lucru ca să le facă de unul. Păi după ce mi-ai răsit. Nu poate. Lipsa infrastructurii în toate țările sunt mari probleme și izolează în mare măsură Moldova. Până la urmă, toată la anul se face 100, se fac, se primesc 100 de ani de stat unitar român. Noi am reușit să facem asta la 24 ianuarie 1859, după aia întâi decembrie 1918 și am făcut România asta mare. În schimb, n-am reușit practic să fim atât de buni cât să facem o autostradă care să lege cele 3 provincii românești. Contează foarte mult. Nu trebuie să vii cu hârtii pe care să scrii doar unire. Trebuie factic să se întâmple lucruri. Asta este dureros pentru noi. Noi în sine, românii, suntem diferiți. Deci mentalitatea. Este dureros pentru noi că nu avem aceste autostrăzi. Până la urmă, toată și prin business-uri recreate și prin dezvoltarea, tot e egală a tuturor provinciilor, e foarte important să facem. Iar
crede-mă, pentru business-ul meu asta este ceva dărâmător, lipsa infrastructurii în România. Dar, până una alta, drumurile, județenile, micuțe locale, au altă față de felul cum arată. Arată altfel de cât acum 10-15 ani. Asta profesorul. Drumurile locale, dar, spre exemplu, pentru noi, oamenii de rând, e o risipă să faci canalizare și asfaltezi ulițe și aleile și drumurile principale sunt... Deci sunt anumite... În ordinea investițiilor este una. Adică nu pot ca astăzi să modernizez drumurile, să asfaltez toate și grești, iar mâine să vin să bag apă, după aia modernizez la canal și după aia gaz. Pentru că asta înseamnă că o să distrugem tot. Așa, punem apă, punem canal, punem gaz, după aia modernizăm. Pentru că la nivelul orașului Panciu, vreau să spun că s-a modernizat toată rețeaua de apă și canal, plus au fost aproape 80 km de rețea, modernizată, reabilitată, extinsă, iar imediat după aceea am mers și am făcut partea de refacere infrastructură. Am asfaltat străzi. Străzi din zona urbană, străzi din zona periurbană. Și mai avem acum încă 3 care le finalizăm și urmează de anul să mai începem un nou program de asfaltare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să punem invers, să punem căruța înaintea carului. Mă scuzez. Dar calitatea apei? Calitatea apei? La rugine. Dobra, depinde de la ce e de noastră. Da. Mai sunt, pentru că o groază de camcar, de... La o credință din consumarul, deci aua poate la mobilită. Nu, e mai bună. Sincer, e mai bună. Mai băupilă. Bine, mulțumim frumos. Și eu, am sens o zi bună. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă mai... vă rog. Vă mulțumesc. Liviu Borsan mă numesc și am venit două calități aici. O dată de consilier județean, că am datoria să mă interesez de problemele locale și a doua calitate ca suporter încă de la început al proiectului Repatriot. Un proiect extraordinar, după cum ați înțeles, și este îmbucurător pentru noi că inițiatorii proiectului și mulți dintre cei care îl fac să se miște, să ne îmbrace. Este un lucru important și ar trebui să profităm. Aș vrea să subliniez câteva probleme care țin de niște consecințe oarecum mai dramatice și de pe perspectivă mai lungă, privind faptul că concetățenii noștri ne-au părăsit în valul, cum să spunem. Am să mă refer la chestiunile de infrastructură. Uitându-mă pe studii de fezabilitate, pe proiecte și așa mai departe, făcute în anii din urmă, care acum sunt în diferite stadii de implementare, unele sunt recepționate și așa mai departe. Ele au fost concepute de consultanți cu un număr de consumatori. E o cifră esențială în orice afacere, în orice proiect. Astfel, la proiectele privind canalizare, alimentarea cu apă, colectarea și prelucrarea și neutralizarea deșeurilor, erau prevăzute în documentații zeci de mii, sute de mii de consumatori. Consumatori înseamnă că erau plătitori de facturi. Lucrurile au făcut ulterior, pentru că ne-au plecat concetățenii noștri, ca numărul de consumatori în momentul de față să fie mult mai mic și în alte business-uri. Eu mă refer doar la acest. Vă dați seama ce problemă importantă va fi pentru implementarea și gestionarea ulterior a acestor proiecte. Dacă proiectul prevedea un număr de factură de consumatori și plătitori, când lucrurile se schimbă, avem o problemă. Acesta este un motiv în plus pentru care fiecare dintre noi, în locurile unde suntem, să promovăm ideea proiectului de Patriot și să ne trezim calea concetățenilor noștri care au în gând, au un proiect sau se gândesc să se repatrieze cumva, în special să se repatrieze prin dezvoltarea unei afaceri. Pentru că ei ne vor asigura viabilitatea proiectelor noastre de toate felurile în viitor. Să ne gândim la un lucru simplu. În documente suntem un număr de locuitori, în Panciu, în Focșani, în general în județul Vrancea. Cei care pleacă de multe ori nu ne anunță și nu, statisticile nu reflectă numărul de plecări.
Cât despre cei veniți, oricum sunt destul de puțini. Și atunci, dar o simplă observație nu era altcine, altceva. Seara, mergând printr-o comună, printr-un oraș, un Panciu, un Arjun sau unde, o să vedem câte locuințe sunt luminate și câte nu. Nu este încurajator. Iată că nici comunitățile nu se pot menține viabile dacă se rarefiază în continuare. Concluzia este următoare. Fiecare dintre noi, indiferent unde ne aflăm, salariat, antreprenor, lucrător la stat, la privat, pensionar, tânăr, orice aș fi, am un interes major să nu trăiesc într-o comunitate rarefiată. Pentru că nici eu nu vor mai fi viabil și nu voi trăi bine. Dincolo de ideile propagate de autorități, primar, consilier local, lideri de opinie și așa mai departe, care sunt necesare, cred că cel mai important ar fi să facem, să facilităm experiența celor care s-au întors deja și care au reușit. Nimic nu poate fi mai convingător decât exemplele concrete, așa cum face proiectul Repatriot. De aceea, eu, ca și o rugăminte la fiecare dintre voi, dintre dumneavoastră, cu orice prilej și în mod neobosit, să nu încurajăm discuțiile defetiste. E greu, nu se mai poate nimic în această țară și să amplificăm exemple negative. Ele sunt oricum. Să nu mai facem și noi un rău în plus, ci de folos ar fi pentru toți, mai degrabă, să popularizăm exemple pozitive. Nu sunt atât de puține pe cât am crede la prima vedere, dar nimeni nu le ia în seamă uneori. De asemenea, trebuie să ne gândim la încă un lucru. Uneori cei mai buni dintre noi au plecat în străinătate. Avem probleme. Angajatorii nu mai găsesc oameni și așa mai departe. Un alt fenomen se petrece în paralel. În timp ce ai noștri, uneori cei mai buni pleacă, pe undeva prin străinătate ni se propune să primim cote de imigrație. Niște oameni care, din alte motive, au plecat în locurile lor de paștere, ajung în Europa și aproape că suntem forțați să-i primim pe acești oameni. Deocamdată ei nu au venit în această țară. Dar să presupunem că lucrurile se vor întâmpla de așa natură încât vom fi nevoiți să primim. Primim niște oameni cu calificări incerte, nu au nicio legătură cu cultura noastră și cu modul nostru de a fi, nu se spun că ei ar vrea să trăiască bine și să lucreze. Eu personal cred că nu au de gând să lucreze, nu au calificări, nu au lucrat în viața lor, în timp ce nu știu prea. Ce sens are toată această mișcare? E un semnal de alarmă pe care fiecare din noi trebuie să-l amplificăm și să ne ținem oamenii noștri acasă și să ne retezim calea celor care ar vrea să vină aici, să vină. Sunt multe lucruri de făcut aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Bosan, dar aici mă simt obligat să intervin un pic. Eu cred că în momentul în care s-au făcut acele studii de fezabilitate, cred că deja cetățenii erau plecați. Iar noi, autorități locale, pentru asta suntem aici. Pentru a crea condițiile necesare tuturor celor care, în primul rând, locuiesc în oraș, în localitate, dar și celor care doresc să revină acasă. Pentru că, la fel cum spunea și domnul care a intervenit mai devreme, a ieșit, ei au fost acolo și au văzut ce e. Și, bineînțeles, trebuie să nu mai facă deosebire între o școală din afară și o școală de la din țară. Nu trebuie să facă deosebire dintre sistemul sanitar de acolo și sistemul sanitar de la noi. Noi, la nivelul orașului Panciu, vreau să cred că am reușit să investim și să punem accent pe principalele domenii de activitate și mă refer aici la educație, la sănătate, la infrastructură și îmi doresc foarte mult ca și în continuare să investim în aceste domenii, pentru că niciodată nu este de ajuns să investești în învățământ și nici în sănătate, pentru că trăim într-o eră a tehnologiei
de la o zi la alta apar noi și noi și noi mă rog, descoperiri, tehnologii și, bineînțeles, trebuie să le ținem și noi pasul. Și să le ținem pasul, pentru că întotdeauna putem fi puși și, în paralel cu ceea ce se întâmplă în afară. Iar dacă facem parte din Uniunea Europeană și suntem mândri de lucrul acesta, înseamnă că și noi trebuie să facem pentru comunitățile noastre ceea ce fac și alții pentru ale lor. Mulțumesc! Care sunt mult peste condiția orașului. Deci, în punctul de față, din Focșani... Eu mă bucur foarte mult de lucrul acesta și vă spun că sunt mândru de ceea ce se realizează la Panciu, atât în, după anul 2000 încoace, cât și de acum încolo. Așa? Și sunt, într-adevăr, poate unele aspecte deficitare în alte localități, dar o să am încălmintea ca să fie făcute exact acolo unde este nevoie, iar exemplele să fie date tot acolo. Deci, cred că ai. Da? Mulțumesc frumos! Da, eu aș vrea să ne apropiem de sfârșit, pentru că suntem de acord cu lucrurile astea, și să vă spun următorul lucru, că întâlnirile care au loc, îmi fac mare plăcere, văd o deschidere pe această temă, trebuie să ne gândim foarte atent la ce am spus cu toți aici și la pericolele care se nasc. Și îți mulțumesc, Liviu, pentru ideea asta cu ai noștri pleacă afară, noi suntem obligați să primim cote de imigranți în România și de ce noi am aduce pe cei de acolo înapoi sau i-am face să nu mai plece din România. Hai să ne gândim la lucrurile astea. Eu cred că Consiliul Local de aici din Panciu e deschis pentru această provocare. De a informa cât mai mult toți oamenii de afară să se gândească, să pună un paș în România și că aș vrea ca la anul să revin cu conjurate și mai multe exemple pe acest sens, adică de români întorși acasă sau care au investit în România. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă doresc tot ce voi mai avea. Mulțumim Asociației de Patriot, mulțumim domnului Felix Pătrășanu pentru că a fost și anul acesta prezent alături de noi. Sper ca toate discuțiile de astăzi să prindă bine, să fie de folos, să fie constructive. Eu cu siguranță îi voi adresa invitația încă după acum atât domnului Pătrășanu cât și Asociației de Patriot pentru evenimentul la ediția a treia, trebuie să păstrăm tradiția și o ducem mai departe. Și, de ce nu, poate chiar și în cursul anului, dacă sunt și alte evenimente, alte discuții, alte puncte de vedere, cu mare drag, ușa noastră este deschisă și mă bucur foarte mult că reușim astfel să ne strângem și să discutăm probleme importante, atât pentru țară, cât și pentru comunitățile mici în deosebire. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost prezenți alături de noi și să ne revedem cu bine și la alte activități. Vă mulțumesc și dumneavoastră!